Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Ziua nu este lipsită de momente stresante, dar nu ar trebui să retrăiți prea tare. Multe pot fi soluționate rapid. Este bine să preluați lucruri noi, dar mai întâi merită să finisați ceea ce a fost început mai devreme. Așa vei simplifica în mod vizibil viața pentru tine și pentru cei care te ajută. Mai bine să nu riscați cu banii și să nu vă grăbiți să încheiați oferte. Aici, acțiunile erupționale se pot transforma în probleme. În tot ceea ce ține de relațiile personale, ar trebui să te bazezi pe intuiție. Datorită ei, veți înțelege cum să vă comportați mai bine, despre ce să vorbiți și ce să faceți. Horoscopul zilei Taur. Este important să nu te grăbești. Merită să vă gândiți bine înainte de a face ceva. Oamenii din jurul tău, mai des decât de obicei, încearcă să te preseze, să-și impună voința. Cineva o face cu cele mai bune intenții, dar oricum trebuie să te opui. Încercați să faceți acest lucru cât mai corect posibil pentru a evita reproșurile și infracțiunile. Pot apărea idei pe care le veți implementa mai târziu. Cel mai adesea, acestea sunt asociate cu munca sau cu activitate creativă importantă pentru dumneavoastră. Ziua este bună pentru a socializa cu cei dragi, va exista posibilitatea de a rezolva unele probleme familiare. Horoscopul zilei Gemeni. O zi bună pentru lucruri interesante. Puteți reveni la câteva idei vechi. Acum veți avea ocazia să le implementați, atât vechii cât și noi cunoscuți te ajută de bunăvoie, iar intuiția îți spune întotdeauna în mod inconfundabil la cine este mai bine să apelezi pentru sprijin. Puteți experimenta, încercați lucruri noi, veți avea idei grozave, în curând va exista șansa de a le aduce la viață, după amiaza promite întâlniri interesante. Unii gemeni se vor putea vedea cu oameni de care le-a fost dor mult în ultima vreme. Horoscopul zilei Rac. Prima jumătate a zilei va necesita o atitudine serioasă față de afaceri. Fii atent la lucrurile mărunte și încearcă să termin ceea ce ai început. Puteți reuși să faceți față lucrurilor care nu funcționau înainte. Oamenii din jur dau sfaturi grozave și sunt dispuși să ajute dacă este nevoie. După amiaza este calmă. Va exista posibilitatea de a petrece timp cu cei dragi. Există un motiv pentru o sărbătoare acasă, o petrecere improvizată. Unii reprezentanții zodiei Rac vor fi vizitați de vechi prieteni. Va fi interesant să purtați o conversație cu o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult timp. Horoscopul zilei Leu. Dimineața te va încânta cu coincidențe și vești bune. Este posibil să fii nevoit să schimbi planurile, dar acest lucru îți va fi pe plac. Pot apărea idei grozave pe care le veți implementa ulterior împreună cu prietenii. Pe unii lei îi așteaptă surprize romantice. Va exista șansa de a petrece mult timp cu cineva care îți place. După amiaza este bună pentru activități obișnuite, vă descurcați rapid cu ele. Nu există nici măcar dificultăți minore, nu ratați ocazia de a rezolva orice problemă organizațională. Vă puteți ocupa de pregătirile documentelor oficiale, scrisori către organizații guvernamentale. Horoscopul zilei Fecioară. Ziua este agitată, dar destul de reușită. Este potrivită pentru lucruri noi. Îți dai seama rapid de toate, înveți totul din mers. Pot apărea brusc sarcini noi care trebuie abordate. Nu sunt la fel de dificile pe cât ar părea la prima vedere. Iar tu te vei descurca bine. De asemenea, ziua va fi favorabilă în ceea ce privește comunicarea. Puteți restabili legăturile comerciale de lungă durată. Puteți pune capăt disputelor cu colegii și conducerea. Nu vor exista probleme în relațiile personale. Te înțelegi bine cu cei dragi, adesea îi înțelegi perfect. Horoscopul zilei Balanță. Începutul zilei va fi calm și plăcut. Fără să vă grăbiți undeva, puteți finaliza lucrurile pe care le-ați început mai devreme. Asigurați-vă că totul este în ordine și că obiectivul este atins. Vă este ușor să comunicați cu oameni foarte diferiți. Reușești să găsești un limbaj comun cu cei care nu sunt deloc ca tine. Unele balanțe vor fi plăcut surprinse de oameni despre care reprezentanții semnului aveau anterior o opinie proastă. După amiază sunt posibile câteva evenimente neașteptate, coincidențe ciudate. Acestea vă vor conduce la gânduri interesante, vă vor spune unde să mergeți mai departe. Horoscopul zilei Scorpion. Zi calmă de până augur. Vă puteți desfășura activitățile planificate fără teamă de surprize neplăcute. Vechii și noi cunoscuți ajută foarte mult. Astăzi, unii reprezentanți semnului vor căpăta aliați noi, alții vor găsi o modalitate de a restabili legăturile pe care le-au prețuit anterior.
Ziua este favorabilă din punct de vedere financiar. Sunt posibile încasări de numerar din surse neașteptate. Totodată, sunt posibile propuneri de cooperare pe termen lung. Aici este mai bine să nu vă grăbiți cu răspunsul, ci să colectați mai multe informații pentru a vă gândi mai bine. Horoscopul zilei, Săgetător. Zi propice pentru munca intelectuală, rezolvarea problemelor complexe și importante. Nimeni nu vă va forța să vă abandonați planul. Ești atent la lucrurile mărunte, însă acest fapt nu te împiedică să vezi situația în ansamblu, gândind strategic. Apar idei care vă pot schimba drastic planurile pentru viitor. Sunt posibile cunoștințe neobișnuite, întâlniri memorabile. Face impresie puternică pentru mulți. Oamenii cu care vorbiți doar câteva minute, astăzi vor dori probabil să vă cunoască mai bine. Horoscopul zilei, Capricorn. Nu pierde timpul dimineața. Există șanse să obțineți un mare succes, dar trebuie să acționați rapid. Sunt posibile cunoștințe utile, întâlniri cu oameni care vor deveni în cele din urmă cei mai de încredere aleați. Nu vă fie teamă să fiți de acord cu ofertele neobișnuite dacă ele par a fi interesante. După amiaza este plăcută, deși nu atât de fructuoasă. Este potrivită pentru întâlniri prietenești și romantice. Puteți primi oaspeți și aranja vacanțe la domiciliu. Achizițiile mici vor avea succes. Horoscopul zilei, Vărsător. Zi propice. Simțiți-vă liberi să vă ocupați de noi afaceri. Șansele de a obține succes sunt mari. Ba chiar reușești în lucruri care nu au fost posibile până acum. Veștile bune sunt probabile. Se pot referi atât la muncă cât și la sfera relațiilor personale. Ziua este potrivită pentru a schimba ceva în viața ta sau pentru a lua decizii importante. Vă puteți baza pe intuiție. Nu vă va dezamăgi. Este ușor să ajungeți la o înțelegere cu cei dragi și să găsiți limbă comună cu noi cunoscuți. Seara este un moment de surprize plăcute și cadouri care vă vor încânta mult timp. Horoscopul zilei, Pești. Zi favorabilă, foarte ocupată și fructoasă. Ea oferă șansa de a obține rezultate excelente în multe cazuri. Arată inițiativă, improvizează. Stelele sunt de partea ta, totul merge bine. Va fi posibil să se rezolve unele probleme vechi, ca și situațiile complexe și ambigue. Acționezi rapid și nu pierzi ocazia de a-ți atinge obiectivul. Sunt probabile cunoștințe plăcute, întâlniri cu oameni despre care ți-au auzit o mulțime de lucruri bune. Nu va fi greu să le placi celor care ți-au fost simpatici de mult timp. Horoscopul zilei de azi.